Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre aria dreptunghiului și aria pătratului. Mai întâi vom defini ce este aceea o arie. Și astfel vă spun că aria este un număr real pozitiv care se asociază unei suprafețe și ne arată de câte ori o anumită unitate de arie se cuprinde în suprafața respectivă. Așadar, dat fiind dreptunghiul ABCD din figura alăturată, unitatea de arie poate fi considerată pătratul cu latura egală cu o unitate. Astfel, acest dreptunghi observați că va fi acoperit de 8 pătrate colorate care vor avea latura o unitate. 4 pătrate pe lungime, 2 pătrate pe Lățime, așadar, aria acestui dreptunghi va fi 8 unități la pătrat. În condițiile în care, repet, latura unui pătrat este de o unitate. Unitatea principală de măsurare a ariei este metrul pătrat. După cum ați văzut în figura anterioară, aria dreptunghiului este dată de produsul dintre lungime și lățime, 4 ori 2 pe desenul anterior. Iar în cazul pătratului, dat fiind faptul că lungimea și lățimea pătratului sunt egale, aria acestuia va fi egală cu latura la puterea a doua. În ceea ce urmează vom identifica într-o serie de figuri suprafețe pătratice și respectiv dreptunghiulare. În prima imagine observăm că este prezentat un perete acoperit cu plăci dreptunghiulare de faianță. Putem determina, de exemplu, aria unei plăci dacă știm lungimea și lățimea acesteia. În imaginea a doua sunt prezentate 5 rame de tablou, Trei dintre acestea au formă dreptunghiulară, iar două dintre ele au formă de pătrat. Dacă vom considera, de exemplu, că latura pătratului este de 20 de centimetri, atunci suprafața acestui tablou va fi dată de produsul 20 ori 20, 20 la puterea a doua, adică 400 de centimetri pătrați. Sau dacă rama tabloului dreptunghiular cu rama albastră are dimensiunile de 10 cm și respectiv 30 de cm, atunci suprafața sa va fi de 300 de cm pătrați. Un alt exemplu îl poate constitui whiteboard-ul cu care voi sunteți obișnuiți din cadrul orelor online. Dacă presupunem că acest whiteboard are dimensiunea de 30 de cm lungimea și 15 cm lățimea, atunci suprafața tablei descris va fi egală cu 30 ori 15, adică 450 de cm pătrați. În ceea ce urmează, vom rezolva împreună o problemă practică pe baza celor două formule pe care le-am prezentat anterior. Și anume, Ana și Maria au amândouă câte o livadă de pomi fructiferi. Știind că livada Anei are formă de pătrat cu latura egală cu 12 radical din 3 metri, iar livada Mariei are formă dreptunghiulară, având lungimea 14 metri și lățimea 10 radical din 2 metri, dorim să determinăm care dintre cele două livezi au o suprafață mai mare. Așadar, vom aplica formula de la aria pătratului, aria livezii anei va fi egală cu L pătrat, adică 12 radical din 3 la pătrat, adică 432 de metri pătrați, iar livada Mariei, are o suprafață egală cu lungimea ori lățimea, adică 140 radical din 2 metri pătrați. Acum vom compara cele două rezultate. 432 comparat cu 140 radical din 2. Această comparare o vom efectua prin ridicare la pătrat. 432 ori 432 este egal cu 186.000. 624, iar 140 ori 140 ori 2 este egal cu 39.200. Așadar, bineînțeles că observăm că 432 este mai mare, deci Ana are o livadă cu o suprafață mai mare. Livada Anei are o suprafață mai mare. Da. A fost lecția referitoare la aria dreptunghiului și pătratului. Vă mulțumesc pentru atenție! O zi bună! La revedere!